Situație critică pentru sute de oameni din Târgu Jiu, oameni care în plină caniculă au rămas fără apă. Datoriile acumulate la întreținere de către Asociația de Proprietari din care fac parte au depășit 80.000 de lei, iar acum alimentarea cu apă a fost sistată. De cealaltă parte, oamenii susțin că de vină pentru această situație este chiar administratorul asociației, care le-a umflat nejustificat facturile la apă, nu a plătit facturile și ar fi băgat bani în buzunar. Toate aceste blocuri în care locuiesc peste 300 de persoane, dintre care majoritatea copii, nu au apă de câteva zile. Singura lor sursă de apă este una stradală, această cișmea. Disperați, locatarii și-au achiziționat furtunuri și trag apă la etajele blocurilor de la o cișmea stradală. L-am urcat sus până la etajul 4, după aia la etajul 3, 2, vecinii de pe partea asta, așa trăim. E inuman. Cum facem, baie? Facem ca la țară, cum era odată, să fac să mă spăl pe cap în lighean și apoi să mă spăl pe corp? Furnizorul de apă potabilă le-a tăiat apa după ce asociația a acumulat datorii de peste 80.000 de lei. Sunt scări care au numai 3 datornici și restul, toți oamenii sunt cu datoriile la zi. Dar nu se mișcă decât atunci când le iau apa. A sunat cineva la Apa Regio, nu mai avem datorii din 2010, avem din, până în 2021 plătit tot la zi. Dar restul de bani care se fac încasări de la asociații, eu, vecina, vecinul, oricare dintre proprietari, ce se face cu banii noștri? Președintele este de negăsit, dar administrator nu a venit la program să încaseze banii de la locatari. Ați încercat să contactați asociația? Sigur că da, ieri a avut program de la 4 la 6, eu am fost personal și am bătut din ușă în ușă la locatari să vină să plătească. Și oamenii efectiv stăteau cu bani în parcare și nu avea cine să încaseze. De cealaltă parte, administratorul asociației susține că locatarii nu au plătit facturile. Datorie pe care eu am preluat-o în 2018, când m-am angajat, da? Când m-a angajat domnul președinte, de 1.200.000, da? Este o pierdere de apă, de nu se știe de ce. Oamenii ne-au plătit și am spus, ne-am luat angajamentul și astăzi o să afișez că au mai fost, dar le-au dat jos. Cum? Mi-am luat angajamentul că eu nu răspund de această datorie a lor, eu preiau societatea și mă angajez să fac cumva să găsesc vinovat. În tot acest timp, până se clarifică unde sunt banii, sute de oameni vor trăi fără apă curentă.